Hei, salut! Azi eu fac provocări nebune. Azi noi le filmăm. Cu mine e Roman și Jad. O să... E, la Jad, cum stă? Cuțuț afară. Șterge, te rog, șterge. Băi, eu știu cât ai spus, șterge. Eu te rugam. Ok, să șterg. Eu cum am să șterg? Deci, azi noi filmăm provocări nebune și provocările de azi să fie așa mai light. Să filmeze Daily Bogus. Provocări? Asta e simple plan. Noi am mâncat pizza. Apropo, eu cumpăr pizza de la Pizza Box, de Pizza Box. E tare faină pizza asta, e foarte gustoasă. Și... Și... Ia încă o dată. Acele tale, da? Eu provocările le iau doar de pe Instagram. Puteți să-mi dați provocări pe YouTube, dar eu de acolo n-as le iau, as le iau doar de pe Instagram. Și care este ideea? Eu postez o poză neagră și până să scrie provocări nebune 28 sau 29, de exemplu, următoarele provocări care să le fac. Voi la poză ce trebuie să lăsați un comentariu? Nu trebuie să pămâiți Facebook-ul meu, Instagram-ul meu, puneți provocări doar la poză ce, eu la alte... Dacă puneți în altă parte provocările, eu de acolo nu le iau, doar de pe Instagram la poză ce. Am înțeles, ai. Da. Ați scris 5.000 de provocări, eu le-am ales doar 10. Nu vă spărați, eu oricum ați fac provocările voastre cândva. Mai am 13 episoade de filmat. Și dacă văd că vă place provocările și să distribuiți provocările și să puneți un like la dăsele, atunci ați continui să fac provocări. A, este Jad? Da. Ha, 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 și bolfos ești. Uite cum facem. Filmăm cu camera asta și cineva să filmeze un fel de behind the scenes, ok? Davai eu. Provocările să le filmez cu camera asta. Sau să le filmez tot cu asta. Numai că vezi că nu, eu așa vreau cu asta să fii. Vreau în sfârșit să vă arăt ce am în cutia asta. Știu că foarte mulți din voi așteptați să vă spun ce am în cutie ce. Hai să vă arăt ce am în cutia asta. Este ceva tare, tare super. Am primit de la Orange un cadou tare fain. Se numește VR. Da, eu deja le-am desfăcut și m-am jucat cu ele. Este așa de cool. Deci, uitați-vă cum arată pe un persoană. Hai, pune pe cap. Oh, it's orange. It's alright, hai, îmbracă. Ja, tu ai aplicații, da? I-am avut, dar ele se instale asta rele. Nu, eu le-am pe telefonul meu. Este o aplicație unde vizitezi un parc și mergi și... Da? Da, este. Ochelarii ăștia sunt tare fain. Uitați-vă, Ja, caută aplicații. Eu le-am deja aplicațiile pe telefonul meu pentru că eu în fiecare zi stau pe el și așa. Și eu cred că este the perfect gift, adică cadoul perfect pentru Crăciun. Ia uitați-vă. Cadoul perfect pentru Crăciun. Mă gândesc să-i cumpăr lui Klim și Xiu și așa cadou. Ies privească vlogul ăsta și deja să știi. Dar sunt sigur că ies fii tare fericiți. Și îmi place că chestia asta nu-i scumpă, dar în același moment e tare faină. Aici se deschide, pui telefonul tău aici așa, îl pui aici înăuntru. Și aici setezi distanța la ochelari. Și aici căștile. De exemplu, dacă tu pui telefonul tău, deci ai chestia asta care o bagi în telefon. Și auzi tăt aici la urechile tele. Ok, Jad a descărcat o joacă. Da, eu să te ajut. E ca așa. L-a dus iPhone 7 și ca să audă să îmi trebuie adapter. Dar noi nu avem adapter. El am doar vede. Ha, Jad. Serios, eu prima dată credeam că îi fac, știi? Dar de fapt nu te priface, e adevărat, adică este așa o iluzie de parcă tu chiar ești acolo și un nu te uita, vezi tăt. Și faci el. Dar până aici sunt niște trube, știi? Este un parc tare fain acolo, Aventura Park, și când te dai la vale, așa e de strașnic, sincer. Și mărg niște trube așa pe lângă tine și așa, te ferești. Costel, vreau să arăt ceva. Ți-ai minte cutia asta, tot spuneam ca să arăt ce am în dânsa. Au și căști. Da, dar cum ți le-au căști? Da, adică așa și îți pui pe cap. Vrei să stai ceva VR? Și poți să miști dacă vrei, uite, vezi? Se regulează aici, da. Wow, că e vreo. E copacul. E copacul, da. E chiar copacul. Ai, e ca să faci. Îți place? Da. Dar acolo este un dinozaur mare, nu te apropii de scris. Da, e acolo. Și Costel, interesant? Foarte. Sunt tare fain ochelarii ăștia. Și, îți place? Apropo, Orange a lansat un concurs tare, tare superb. Dacă vrei să câștigi o pereche de ochelari de ăștia VR, în descriere este un link, intră pe linkul acela, acolo sunt mai multe detalii cum poți câștiga o pereche de ochelari VR. Concursul ăsta este doar pentru persoanele din Moldova. Ai găsit-o pe Jessie? Nu. Na? Mitel. Ați găsit-o? Nu. Ieri pe scooter ai găsit-o? Da, nu. Jessie a fugit. N-am găsit-o pe Jessie încă. Poate și la zimbul. Dar tu ai căutat azi? Dacă veneam de la școală ta, strigam. Jessie!
Eu azi fac provocări nebune. Ei, da, azi? Da. Ai provocări multe? Am ales 10 numai. Și facem cafea? Oh, oh, oh. Eu am două pachete. După episoade cu provocări. Am filmat episoadele cu provocări. A fost tare, tare vesel. Și Costel, tu ești episodul nou cu provocări? Da. Îți place? Foarte. Noi am filmat provocările, au fost tare crazy. E multă muncă, multe vloguri am editat. Și pe canalul secundar vreau să postez 2 ori pe săptămână. Mă stărui, e greu, sincer, e foarte greu. Pentru că e mult de editat, foarte mult timp e. Voi ați văzut că eu n-am dormit o zi și o noapte și încă o zi. Pentru că am stat și am editat atâta noapte practic. Așa că multă muncă bag în vlogurile astea. Eu sper că voi le apreciați, puneți un like. Faptul că vă uitați asta deja e super. Mă duc amu până în oraș, trebuie să-mi cumpăr niște cash pentru un setup de gaming. Apropo, vlogul de ieri care provocări nebune, best of 2015-2016, l-am postat pentru că am ales cele mai faine provocări care eu le-am găsit, care mi-e tare, mi-a plăcut. Și am făcut un clip așa întreg. Peach Fuji Mac. Di, faci murdării. Di! Di! Mac! Și fugeți voi, ha? Yeah! Mac! Frumos să-mi iau frumoase. Măculiță frumusică, frumusică, frumusică. El a zis, Mac ieri s-a pus lângă mine și mă linge pe mână. Da? Uite-ți așa frumoasă e. Hai joacă-te, că niciodată nu joci cu mine. O, oh, ia ca se joacă. Oh, de când nu m-am mușcat? Ia! Yeah. De când tu nu m-ai mușcat? De când? Huh? El a zis, de mult nu m-am mușcat eu cu dânsă așa ca ies, mă muște. Oh, e tăi de un așa mă iubește și are grijă ca să nu mă muște. Da? El însă... Frumoasă. Dar tu ce faci aici cu Quenny? Dar tu ce joci cu mine, a? E ca așa, Marculeac. Să nu mă fugi. Ia uitați-vă, cineva mi-a trimis desenul ăsta. Persoana care a desenat, vedeți? Wow, și era sus. Costel numai și mi-a adus-o. Ia uite. Oh my God. Și de fain. Costel, dar de multe acolo sus la voi. Oh, uitați-vă și detalii, uitați-vă. Wow. Uite, ia uite, da, și bort în barbă. Nu e tot. Nas, nu, chiar era așa nas, eu m-am uitat, trebuie să o pun aici. Tu ce faci? Mai încoaș pune. Oi tu. Costel s-a apucat să fac temele. Și vrei? Ai văzut cum? Nu, succes Costel. See you later, alligator. Ok. Mă duc la mall. La Moldova. Bă, ia și crut, ați verificat. Aha, este jailbreak. Nu voi, da, oricum alții nu văd, nu văd chestia. Da, asta. Ah, ok. Ești ghinșeri, bă. Ești bucuros că e chiar m-am arătat, bă. Eu asta știu. Mai vine eu pe la ușă, pe acolo. Departe s-a dus. Am venit la mall ca să-mi cumpăr niște cash și un mouse pentru setup-ul meu la care lucrez eu, așa e? Am cumpărat ce aici ne-a trebuit, un mouse de asta Razer, e tare, tare fain, pentru gaming. Asta nu înseamnă că eu o să încep să fac gaming, poate să încep, dar nu în română, in English. Ia uitați-vă ninja afară, oh my God, ce cool, așa-i? Ninja, ninja, baba, Vasilița plânge. Băieți, închideți ușa, Jesse nu fugă. Jesse. Nu, dar așa-i de-amă deodată vrei să închizi ușa, știi, timp să fugă mușa. Setup-ul meu e gata. Gata, ce? Trebuie mai desfăcut. Jad s-a făcut verificat pe Instagram prin jailbreak. That is easy to do. Dar la mine nu. Uitați-vă ce mouse tare fain, cum el luminează, dar nu se vede așa. O, e cam nu se vede. Oh my God. Așa? For party. Și la calculator la mine așa, pșc, pșc. For gaming. Așa e? Super. Ia aici, mai ales pe masa asta, ia și ușor. Jad, fierbe ceaiul! Bine, trenul! Din Canada! Good job, good job! Da, prin ocean! Ceai verde, de asta roșu! Șnia! Ceai verde, de asta roșu! Hanie, de malin! Jad se duce acasă? Da, e tot. Eu joc CSGO! Mouse-ul ăsta se pune aici și așa se încarcă. Și cât e de tare! Oh my God, ce colorată! Wow, așa e? Da! Hai jucăm! Roman spune să fac temele la ora 12. Succes! Mulțumesc mult! Jad, see ya, se descarcă, CSGO? Good job, play together, yes? Roman, cum a fost cârpa? Bună. Poate mai gâști? Nu. Ia pune-o în gură, hai pune-te, poate, poate. Ah, dar nu pune, eu am înțeles că poate cu pui, nu-mi pune. E gata, de-am după ce ai pus, am cadru. Băi, nu pui ce rog, să creadă că am pus chiar pitca în gură. Dar tu chiar ai pus-o? Nu, n-am pus-o, hai tipa mă afară. Ai pus-o, i-am pus-o. N-am pus-o. Eu am filmat. Hai, tipa. Și faci tu, gata, eu am filmat. Chiar cum o pun? Da, știi ce am făcut eu cu dânsul ăsta? Da, știu. Roman, îi place cârpe? Nu-mi place. Îi place. Cârpă ăsta, nu ștergem poder. Asta și-am făcut dimineața. Normal.
Da. E bun, e gustos. Eu știu. Îmi dau seama că ești fericit. Ia că cum știu. Pa, pa! Am noi ora 12, sunt cam obosit. Azi închid aici vlogul, sper că v-ați avut o zi faină. Cu voi a fost Ilie și noi ne vedem mâine. Pa, pa!